domnul Victor Pițurcă rămâne, fiindcă, din punctul meu de vedere, este cel mai competent antrenor, care în momentul de față poate să ne califice la europene. Da, nu, ce să ne vorbim? Nici eu n-am zis, Doamne ferește, că ar fi incompetent. Am explicat contextul în care s-ar produce schimbarea lui în momentul de față. Că el nu va renunța, a declarat clar, și atunci trebuie să-i plătiți niște bani. Și cum să vă spun? Dar ceea ce vreau să vă asigur este că am avut două discuții cu domnul Victor Pițurcă. O discuție după meciul cu Argentina și o discuție chiar astăzi dimineață. Chiar poziția domnului Victor Pițurcă a fost că dacă se pune problema de reziliere, el însuși ar accepta acest lucru. Da, practic, el dorește să rămână la echipa națională doar dacă sunt încredințat că el ne poate duce la europene, da, și să se țină de obiectivele sale. Începe să se schimbe ceva și în atitudinea lui Pițurcă, pe care astăzi l-am văzut la meci la Giurgiu. Înainte, ca să ajungă la meci, era închină între niciodată nu se ducea. Acum deja a început să se miște.